Bună seara, bine ați venit la Esențial, discutăm despre economie. Astăzi o să ne focalizăm pe economia de vest, economia regiunii de vest, în special din județul Timiș, din Timișoara, pentru că, pe de o parte, avem acest maraton de business care există la Timișoara, realizat de SSIFER, pe de altă parte, totdeauna este foarte util și interesant să vedem ce se întâmplă în diverse regiuni ale țării. Cum spuneam, astăzi Timișoara. Invitații de astăzi sunt domnul Valentin Mureșan, consilier al primarului municipiului Timișoara pe probleme de Smart City și transformare digitală. Bună seara, domnule Mureșan, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Alături de noi se află și domnul Sabin Totorean, country manager la Nokia România. Bună seara, domnule Totorean, vă mulțumesc pentru prezență de asemenea. Bună seara, mulțumesc și eu. Așadar, ne propunem să vorbim despre transformare digitală din două perspective, cea a administrației publice și cea a sectorului privat. Dar, Valentin Mureșan, ați fost în, să zicem, și în partea sau în zona aceea a mediului economic privat, acum sunteți în administrația publică și vă rog să ne spuneți cum vedeți zona aceasta de transformare digitală și mai ales cum se poate realiza ea în administrația publică locală. Mulțumesc pentru acest subiect foarte interesant. Da, vin din partea cealaltă, să zic așa, acum, din mediul privat, unde lucrurile se mișcă relativ repede, pentru că dinamica este dată de un context mai amplu, global, și de o competiție mai acerbă. Și m-am mutat în barca administrației cu gândul că pot folosi experiența acumulată până acum și, de ce nu, relațiile pe care le am cu cei din mediul privat pentru a schimba, a transforma, ca să zicem așa, procedurile și metodele din administrație. Vă spun de la început că nu e ușor, pentru că este un alt tip de cultură organizațională și aceasta presupune, în primul rând, o schimbare de mentalitate și apoi, bineînțeles, că trebuie să venim și cu soluții digitale, cu instrumente noi, care să fie cât mai aproape de ceea ce se folosește într-un, să zic așa, proces productiv, într-un model de business, să zic așa, productiv, chiar dacă business este un cuvânt care ține de, să zicem, mai degrabă de privat, aceleași proceduri, procese se găsesc și în administrație și ele trebuie eficientizate și ele. Da, aș mai rămâne doar pe o idee, domnule Mureșan, și anume aceea că, spre deosebire de alte localități, alte municipii, alte orașe, din câte știu și vorbind de-a lungul timpului cu reprezentanții administrației din Timișoara, Timișoara se află într-o situație fericită, în sensul că are, înțelegem, un plan de dezvoltare, un plan chiar de digitalizare și cred că acesta este, zic eu, primul pas pentru a trece la acest proces de așa numită digitalizare. E corect sau care ar fi, să zicem, zona aceasta, care ar fi pașii care trebuie urmați, principial vorbind cel puțin, ca să știe și alți colegi din alte localități? Da, este o vorbă care spune că este mai important să te miști în direcția potrivită decât cu o viteză foarte mare. Aș spune că din punctul ăsta de vedere, poate Timișoara este într-o poziție mai bună. Am luat un pic de timp, de efort și energie, inclusiv cu parteneri din comunitate, precum colegi de la Nokia și alte firme din oraș și am lucrat la o strategie de Smart City și transformare digitală, care până la urmă ne dă o poză unde ar trebui să ajungem în următorii 5 ani, o viziune, așa cum se spune în termeni de strategie. Și precum spun, este foarte important să știm încotro vrem să mergem și, bineînțeles, de aici încolo este o muncă de operaționalizare, de execuție și ea presupune angajamentul tuturor forțelor, să zic așa, care sunt relevante în spațiul de digitalizare și smart city. Aici, din nou, exemplul Nokia este unul foarte bun, pentru că aceste
acești parteneri sunt o resursă de talent, de știință, de experiență care se poate angrena în construirea, să zicem, acestei viziuni comune despre un oraș inteligent în Timișoara. De acord, iată că domnul Mureșan a vorbit și despre zona economică, cu siguranță pe bună dreptate și abordarea mi s-a părut corectă, dar haideți să completăm, Sabin Totorean, ceea ce poate face mediul economic privat sau mediul economic în general pentru o administrație publică locală sau cum poate colabora pentru a merge spre acest proces de transformare digitală. Da, mulțumesc, Nival, pentru introducerea și cuvintele frumoase de care le-a spus despre Nokia. Sigur, din punctul nostru de vedere, după cum știți, am mai declarat-o la o altă emisiune, o emisiune anterioară organizată de dumneavoastră în urmă cu câteva luni, Nokia are la Timișoara unul dintre, să zicem, top 5 site-uri din Europa, unde sunt în jur de 2000 de angajați. Evident că lucrând într-o multinațională full digitalizată de tipul Nokia, îți dorești ca interacțiunea cu administrația locală, pentru că despre asta vorbim acum, să fie una la fel de digitalizată. Oamenii noștri lucrează de acasă, sunt marea lor majoritate, chiar dacă vin la birou, vin maxim 2 zile. Drumul până la ghișeu pentru a-ți plăti taxele sau a face o cerere către primărie e un drum lung și anevoios și prin traficul destul de aglomerat al orașului Timișoara. De aceea, împreună cu Val, am încercat să ne implicăm și noi în această strategie. Sigur, ea e la un nivel de plan în acest moment și ne dorim ca lucrurile să înceapă cât mai repede posibil. Noi credem cu adevărat că se poate... că e obligatoriu ca administrația locală, și nu vorbesc aici doar de Timișoara, vorbesc de absolut toate orașele din România, trebuie să gestioneze mai bine datele, care sunt destul de multe și care vin dinspre cetățeni sau dinspre mediul economic, pentru că de asta ne interesează. Vedem foarte multe inițiative pe plan național, se discută despre cloud-ul guvernamental, vedem că dinspre Comunitatea Europeană sunt o grămadă de programe de finanțare care aduc finanțări serioase în acest domeniu și ne dorim ca dialogul nostru cu primăria, cu administrația locală, să nu zic doar cu primăria, cu administrația locală, cel puțin în Timișoara, să fie unul cât mai digital posibil. El ar ajuta pe toată lumea și primăria să se optimizeze, să aibă datele într-un format mult mai ușor de gestionat, să poată să scoată diverse rapoarte din care să reiasă diversi indicatori care cred că ar fi foarte util la într-o analiză de beneficiu până la urmă, de cost-beneficiu, pentru că în acest moment, chiar dacă ești o administrație locală, trebuie să te gândești foarte bine cum îți gestionezi costurile la nivel, la un oraș de tipul Timișoara. Da, ați adus în discuție, iată, o temă interesantă și am să rog pe Valentin Mureșan să ne întoarcem la până la urmă la ceea ce se numește obiectivele finale, obiectivele de ultimă etapă. Până să ajungem acolo, sigur că va fi complicat, dar ce își propune un proces de transformare digitală, nu știu, poate inclusiv la Timișoara, dar dacă vreți și în general pentru administrație publică, felul în care vedeți câteva obiective finale, ce ar trebui să ofere, nu știu, publicului, cetățenilor sau, de ce nu, companiilor care lucrează cu administrația locală, nu? Da, aici ce zicea Sabin era că își dorește, din ce am înțeles de la el și nu e prima oară când discutăm pe tema asta, e că își dorește ca administrația să nu devină un obstacol sau un timp mort, ca să zic așa, în viața cetățeanului și bineînțeles că
cei care au așteptări mari sau, hai să zicem, normale din punct de vedere al tehnologiei din ziua de azi vis-a-vis de cât timp ar trebui să ia un proces și, bineînțeles, unul eficient, sunt cei care lucrează în domeniul digital, IT-știi. Și cu același, cum să zic eu, experiență venim și eu și Sabin și așteptările cred că sunt aliniate din punctul ăsta de vedere. Aici este într-un fel bătălia pe care o dăm în primărie și este numai una dintre bătălii sau să zicem o direcție foarte importantă care înseamnă eficientizarea serviciilor administrației către populație și către mediul economic, astfel încât aceste interacțiuni să nu consume mai multă energie și timp decât este normal cu tehnologia din ziua de azi. Asta este ceva care clar ne asumăm, dar nu numai această, să zicem, direcție sau zonă strategică în care trebuie să eficientizăm procedurile și procesele în organizația primăriei și administrației, e o temă de interes, o temă foarte mare de interes, este și cea în care vrem să, hai să zicem, de ce nu copiem în sensul bun al cuvântului modele din alte orașe avansate, inteligente din Europa, în care angrenează efectiv, hai să zicem așa, metaforic vorbind, efectiv fiecare cetățean în ceea ce își dorește orașul să construiască. Și dau un singur exemplu foarte, foarte palpabil. Ce ar fi dacă într-o zi cetățenii din Timișoara, în cea mai mare majoritatea lor nu mai aruncă pe străzi gunoi, administrația ar avea timp pentru a aborda alte lucruri cu resursele și timpul funcționarilor și dacă cetățenii în schimb s-ar angrena, să zicem, în acest parteneriat în care să semnaleze unde sunt gunoaie și unde chiar nu pot să ajute la nivel individual, să vină primăria exact la punctul în care există această problemă și să o abordeze cât mai eficient. Asta e un exemplu cât mai facil, cât mai, să zicem, vizual, ceva care ne afectează în fiecare zi și aș zice că atunci se va vedea când suntem în oraș inteligent, când cetățenii noștri, și bineînțeles, nu putem lăsa primăria în afara jocului, să zicem, nu mai contați, nu mai trebuie să vă faceți treaba pentru că noi cetățenii rezolvăm tot, nu, dimpotrivă, dar e important și cetățenii să contribuie la acest demers în care ne transformăm, venim cu servicii digitale care ne ajută să rezolvăm problemele și să ne mișcăm în direcția unui oraș respirabil, plăcut, în care să trăim. Asta mi se pare partea de bază, fără un dialog, parteneriat între cetățeni, mediul privat și primărie, și aici trebuie să spunem că este de datoria tuturor acestor părți să o facă, nu numai cetățeanul sau mediul privat, ci și, într-adevăr, administrația să se deschidă și să colaboreze și să comunice cu celelalte părți într-un parteneriat comun și să ne ducem orașul într-o zonă, precum am spus, mai plăcută și mai atractivă. Dacă reușim să facem asta, știu că este foarte greu, este o schimbare de mentalitate. Da, după aceea putem aborda diverse probleme care sunt mai de structură, mai ample. Avem probleme cu energia, cu spațiul ăsta de poluare, în care anumiți agenți din oraș creează foarte multă poluare. Avem alte probleme în oraș care după aceea pot fi abordate de către administrație cât mai structurat și, bineînțeles, ideal cu aportul cetățenilor și comunității din oraș. Iar nu în ultimul rând,
Un subiect foarte important pentru un oraș ca Timișoara este că apar foarte multe oportunități de finanțare, fonduri europene, PNRR, fonduri structurale și care însumează miliarde, zeci de miliarde de euro pe următorii 5-7 ani. Problema Timișoarei nu mai este o problemă de finanțare, ea devine o problemă de a găsi resursele umane necesare pentru a transforma acești bani în proiecte implementate, realizate pentru binele și patrimoniul orașului. Și aici cu firme din Timișoara va trebui să creăm acest brand de oraș atractiv pentru tineri, talente, diaspora chiar, să vină și să se angreneze în proiecte pentru oraș, pentru că până la urmă ei cunosc cel mai bine teritoriul de aici și oportunitățile și realitatea de aici, de la noi din oraș. Bun, sigur, de acord că trebuie să existe un parteneriat între municipalitate, între administrația publică locală, cetățeni și mediul economic. Aceasta este una din cheile succesului, cu siguranță, așa cum ați arătat, domnule Mureșan. Doar să reamintim, suntem la Esențial și discutăm despre cum se transformă digital un oraș sau mai multe orașe, evident, după un model, împreună cu domnul Valentin Mureșan, care este consilier al primarului municipiului Timișoara pentru Smart City și transformare digitală, și cu domnul Sabin Totorean, Country Manager Nokia România, o companie foarte prezentă la Timișoara și în general în România, să spun, și cu ocazie sau implicit în România, să spunem, da? Și domnule Totorean, mă îndrept spre dumneavoastră și v-aș ruga să ne spuneți care poate fi implicarea concretă, să spunem, a unei companii, în ce moment ar trebui să intervină atunci când vorbim despre o transformare digitală a unui oraș, a unei municipalități. Aici mă refer la momentul în care apar deja, cererile de achiziții sau, mă rog, licitațiile care există, licitațiile publice. Cum vedeți în cazul Timișoarei felul în care puteți contribui, sigur, cu know-how sau cu tehnologie pentru a ajuta la și pentru a contribui la acest proces de transformare digitală? Da. E foarte ușoară întrebarea dumneavoastră, pentru că, de fapt, nu știu dacă există un moment doar de la care trebuie să te implici în discuțiile astea. Așa cum spunea și Val, practic există un dialog permanent, cel puțin în ultima perioadă, între noi și echipa primăriei, adică Val și echipa lui, care nu e foarte mare, dar este totuși o echipă. Și care, cum să spun, încă din faza în care ei au început consultările pentru această strategie, colegii de-ai noștri, chiar și eu din când în când, ne-am dat cu părerea fiecare, pentru că de fapt a fost o acțiune mai mult de brainstorming și de colectarea datelor care vin dinspre cetățeni, ca să zic așa. O să las pe Val să explice poate puțin cum a decurs procesul și cum s-a ajuns la forma actuală a strategiei. Însă, din punctul nostru, din punctul meu de vedere, ca reprezentant al grupului Nokia, care e un grup de tehnologie și care activează în astfel de domenii cu destul de mare succes, Nokia are o viziune în direcția conceptului de smart city sau orașelor inteligente. Viziunea asta, cumva, sigur, e legată de obiectul nostru de activitate, care sunt telecomunicațiile, și de competența noastră în domeniul ăsta. Viziunea asta se numește viziunea celor 6S. Și, practic, ei, cei 6S, sunt definiți foarte simplu și ei se regăsesc. Dacă o să începem să discutăm cu Val despre care e rezultatul și cum arată în acest moment strategia, veți vedea că tot cei 6S sunt acolo prezenți. Sigur, completați de mult mai multe alte lucruri. Da. Ce înseamnă cei 6S? Încerc să vă spun acum. Practic, o să spun foarte rapid despre ei. Ideea, să zic, este că un oraș trebuie să fie smart, să fie safe,
și să fie sustainable, da? Adică smart, să aibă o grămadă de tool-uri de digitalizare, să fie digitalizat și să poată colecta date de peste tot. Val a început să povestească despre cât de cât despre un use case de, să zicem, waste management sau implicarea cetățenilor pentru curățenie sau soluții smart în domeniul ăsta, însă sunt foarte multe, foarte multe astfel de produse și, sigur, discutăm chiar și despre digitalizarea. Când vorbim despre smart, vorbim despre smart în interiorul primăriei, adică primăria și procesele ei să fie smart, la fel cum și în cazul Nokia, absolut toate interacțiunile noastre sunt unele digitale, deci asta înseamnă că suntem o companie smart. Vorbim și despre regiile primăriei, care sunt destul de multe și au o grămadă de probleme sau care pot fi îmbunătățite, optimizate, da. Vorbim și despre sănătate, despre spitalele din Timișoara, cu care iarăși ar trebui să ai o anumită interacțiune digitală smart, da. Sigur, educație, putem să luăm fiecare domeniu, cultură, turism, sigur, nu vreau să intrăm în toate, durează până diseară, până la noapte emisiunea asta, dacă începem să discutăm pe fiecare dintre domenii. Al doilea trebuie să fie safe, adică cetățeanul să meargă liniștit în oraș, să poți să ai sisteme de protecție și pază de împotriva accidentelor, sigur, o grămadă de aplicații sunt și în zona asta, și sustainable, cum ziceam, evident că, și asta iarăși era menționată mai devreme, cel puțin în Nokia există o remarcă a CEO-ului nostru care spune că there is not green without digital. Deci nu este nimic, nu poate fi verde fără să ai ceva și digital înăuntru. Adică exact, iarăși ne ducem înspre zona de economisirea nu știu, a energiei electrice, a gestiunea mai bună a gunoaielor, așa mai departe. Iar ceilalți trei smart, deci spunem pe ceilalți trei S, scuzați-mă, se referă la rețeaua și la datele, cum ar trebui ei. Deci, practic, astea sunt cele trei direcții cu care care sunt prioritățile. Iar noi, ca, cum spuneam, companie de telecomunicații, ne referim, evident, la infrastructură care trebuie să fie shared, adică să poată să fie o infrastructură pe care să poată să o utilizeze toată lumea, cetățeni, mediu economic, universități, așa mai departe. Trebuie să fie securizată și toate datele care obțin acolo să fie securizate pentru a nu cădea, ați observat, vedeți și dumneavoastră în ultimul timp câte atacuri cibernetice și ce se întâmplă în lume în acest moment. Și trebuie să fie scalabilă, pentru că odată ce ai început să faci lucrul ăsta, lucrurile vor crește din ce în ce mai mult. Știu foarte bine, o să las pe Val să comenteze, sunt foarte absolut în strategia de transformare digitală și smart city a orașului Timișoara, toate aceste puncte sunt atinse. Știu toate proiectele pe care au început să fie scrise și pentru care primăria se pregătește să aplice pe fonduri europene, iar noi credem, nu urmărim neapărat, să nu mă înțelegeți greșit, nu urmărim neapărat un avantaj material din povestea asta, o cifră de afaceri sau a vinde ceva către primărie, ci urmărim să ne facem viața mai ușoară și să contribuim la societatea în care trăim, pentru că trăim aici, aici avem familiile, aici avem copii și ne dorim ca lucrurile să evolueze atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri, așa cum spuneam. Bun, interesant. Și în cazul acesta am să rog pe domnul Mureșan să ne vorbească un pic despre strategie, sigur, nu în amănuntele ei, ci în ceea ce privește poate lucrurile mai generale, felul în care ea a fost construită, poate modul în care este gândită, unde se află în acest moment, tocmai pentru a înțelege la ce nivel sunteți cu strategia și pentru a înțelege cum se construiește această strategie încă o dată de către o municipalitate și dacă vreți să adăugați, domnule Mureșan, și câteva proiecte pe care le considerați interesante, care funcționează și care pe baza cărora poate construi în continuare, nu, această zonă de digitalizare, ca să numim în general. Da, în primul rând,
cred că e important să subliniez că această strategie a fost concepută, ca să spun așa, cu aportul a peste 500 de specialiști din oraș care au avut o cel puțin o mică intervenție în chestionarele pe care le-am făcut cu cei din oraș și unii au intervenit și din alte orașe, gen Sibiu, Cluj, Oradea, București, dar bineînțeles că marea majoritate au fost specialiști din oraș, profesioniști din oraș, care înțeleg ce înseamnă digitalizare și Smart City. Bineînțeles că această strategie este făcută pentru un oraș întreg și scopul cel mai important este să deservească până la urmă calitatea vieții și bunăstarea cetățeanului și bineînțeles în jurul lui întregul ecosistem de la mediul de afaceri până la spațiul înconjurător și mediul în care trăim. Deci, practic, nu putem să neglijăm niciun din aceste aspecte pentru a avea, până la urmă, o dezvoltare armonioasă și inteligentă a orașului. Și de aceea ne-am asumat de la început că procesul prin care vom trece și prin care am trecut, de fapt, va încerca să ceară părerea celor interesați să contribuie. Bineînțeles că aici au contribuit foarte mult profesioniști din firmele de IT din oraș, ceea ce este un lucru foarte bun pentru că înțeleg problematica. Iar ce am făcut noi puțin, poate deosebit, a fost chiar dacă cetățeanul de rând nu înțelege neapărat tehnologiile care pot să-i facă viața mai plăcută, să zicem, mai verde, cum zicea Sabin, e important să știm unde se află ei din punct de vedere al digitalizării vis-a-vis de cât de conectați sunt ei la internet, adică să se poată ajunge cu servicii digitale la ei, cât de mult le folosesc, și aici e o discrepanță între cât la sută, avem peste 90% grad de conectivitate în Timișoara, peste media europeană în Timișoara, pentru că avem o infrastructură relativ nouă de internet și de network, dar pe de altă parte nu avem încă, din vari motive, o cultură în a folosi servicii digitale pe scară largă. Aici este și vina administrației că nu a furnizat pentru cetățeni astfel de soluții ca ei să crească, să se obișnuiască să le folosească în mod curent. Ei, una peste alta, această strategie, precum am spus, a fost gândită și concepută să aducă aportul cât mai multor oameni care înțeleg despre ce este necesar într-o astfel de strategie de transformare digitală și în urma acestor am avut evenimente de discuție, de brainstorming participativ, de ideation, cum s-ar spune. Efectiv, am lăsat cât mai mulți specialiști să ne vină cu idei pe diverse domenii considerate strategice. Am ajuns la 7 domenii strategice importante și le enumăr acum practic ca să aveți o imagine de ansamblu. De ansamblu, ele practic redau viziunea finală a acestei strategii livrate în următorii 5 ani și, precum am spus, începem cu ideea că construim un oraș inteligent pentru cetățeni. Ăsta este orașul Smart City de generația a treia și pentru a face aceasta facem o puncte de comunicare cu fiecare cetățean și asta este o direcție strategică ca fiecare cetățean să aibă o voce, să poată să fie întrebat și să ne spună cum văd ei progresul și soluțiile în această livrare a strategiei. Apoi este foarte important să avem un oraș conectat și zicem orașul pentru toți. Și aici, practic, aceste procese care se întâmplă în oraș, aproape ca într-o organizație mai mare, trebuie să fie digitalizate și eficientizate. Precum a mai zis Sabin și l-a citat pe CEO-ul lor, nu există oraș verde, oraș inteligent, ar spune, fără soluții digitale. Apoi,
dacă avem aceste conexiuni sau un context de colaborare în oraș eficient, este foarte important să activăm ecosistemul local de inovare și aici chiar stăm foarte bine. Orașul Timișoara este un pol de excelență pe diverse domenii, bineînțeles cu industria de IT fiind motorul principal. Cu acest ecosistem vrem să atragem cât mai multe resurse umane de calitate, talent, inclusiv din diaspora și aici vrem să creăm un brand de oraș atractiv pentru talente. Apoi, având toate resursele astea puse pe masă și, să zicem, un oraș care încep lucrurile să funcționeze cât de cât bine, putem să construim un oraș sustenabil și durabil în care energia, calitatea mediului, gunoiul este managuit foarte, foarte inteligent și, până la urmă, pe ansamblu, calitatea vieții e îmbunătățită din punct de vedere al mediului și al costului resurselor. Mai avem apoi, practic, încă două domenii strategice. Unul ține de a construi infrastructura de investiții publice mari, inteligente, și aici vorbim de mașini electrice, transport public verde, aceste soluții de le zice, micromobilitate, biciclete, trotinete și așa mai departe, care pot fi folosite la comun. Și în final, deasupra întregului, să zicem, mod din ăsta mai inteligent de lucru, în care avem și resurse umane și infrastructură și oameni de calitate lucrând la proiecte relevante și de învergură în oraș, avem și o componentă de, să zicem, bunăstare, să zicem, culturală, socială, care este dată de contextul de Timișoara, capitală culturală europeană, și care vrem să o transformăm într-un eveniment a la long, învățând din ceea ce putem în 2023, dar să perpetuăm ce am învățat și ce vom face acolo în 2023 ca și evenimente de calitate, să le perpetuăm și să le repetăm anual, astfel încât să avem o imagine de oraș atractiv pentru oricine vine în orașul nostru, fie chiar și vizitatori din Europa. Deci cam asta este viziunea de ansamblu. Trebuie să spunem că tot ce ne-ați spus până acum în această intervenție este extrem de important, pentru că înainte de a te apuca de lucru trebuie să ai ceea ce se numește, nu, această viziune de ansamblu, această strategie, după care sigur să urmeze implementarea. Și vă mai rog, domnule Mureșan, să ne mai spuneți câteva proiecte care funcționează, nu știu dacă ele vor fi sau dacă ele sunt incluse în această viziune sau nu, dar care totuși înțeleg că funcționează acum în Timișoara, nu? Aveți niște proiecte de tipul acesta? Da, practic avem proiecte care se desfășoară în primărie, avem tot ce ține de proceduri interne primăriei, acum lucrăm la o soluție pe baza unei platforme care noi credem că este de viitor pentru remodelarea procedurilor interne. Avem un concept de ghișeu virtual care practic consolidează toate cererile posibile pe care le poate avea un cetățean sau o firmă din oraș în relație cu administrația. În spatele lor vor fi aceste proceduri digitalizate care trebuie să devină din ce în ce mai eficiente și mai transparente, să zic așa. Și apoi, foarte important, chiar am obținut o finanțare pe fonduri europene, POCA, pentru
pentru creșterea competitivității administrației și acolo practic primim finanțare pentru a crea acest concept de portal unic, care, dacă știți cum există spațiul virtual de la ANAF, practic vrem să construim un cont, să zic, unic al cetățeanului sau al firmelor din Timișoara în relație cu administrația, în care să se vadă toate cererile care au fost depuse stadiul lor, dacă n-au fost încă închise, și istoricul pe care l-a avut un cetățean sau o firmă în relația cu administrația, și toate acestea, bineînțeles, într-un mod cât mai safe, secure, cum a menționat Sabin, două dintre S-urile unui smart city, și bineînțeles cu o identitate digitală care până la urmă trebuie să se identifice, să zic așa, sau să se alinieze cu ceea ce va construi guvernul prin cloud-ul guvernamental. Deci toate astea, ăsta este de fapt, a zice, core-ul sau motorul de plecare pentru digitalizarea primăriei Timișoara și, precum am spus, câteva componente sunt în derulare, practic până în septembrie trebuie să fie livrate, iar proiectul european, proiectul cu finanțare europeană trebuie să fie gata, acest portal unic, până în trimestrul 4 din 2023. Dar el vine, practic, încununează totul și dă cetățeanului un cont unic în relație cu administrația. Bun, avem imaginea, avem și un termen, nu? O țintă, un obiectiv de timp, a spus trimestrul 4 2023. Haideți, vă rog, să tragem câteva concluzii împreună vis-a-vis de discuția de astăzi, de proiectele legate de Timișoara, de municipiul Timișoara, de primărie, și o să-l rog pe domnul Sabin Totorean să aibă concluziile domniei sale, cu întrebarea, sigur, când vom vedea și rezultate, cum credeți că se vor întâmpla lucrurile, pentru că, evident, strategia este utilă, așa cum spuneam, dar publicul își dorește, la un moment dat, primele rezultate. Da, interesantă întrebare îmi puneți mie legată de rezultate, dar o să încerc să vă răspund. Să știți că eu sunt un om optimist și, practic, asta ne caracterizează pe toți dintr-o multinațională de tipul Nokia. Și de aceea am ajuns la 2000 de oameni, cum vă spuneam, și dorim să mai creștem și mai mult. Aș vrea să adaug un element aici foarte important din punctul meu de vedere. Tot ce spune Val este măsurat la nivel de comunitate europeană prin niște indicatori, dacă, nu știu dacă îi urmăriți sau ați văzut, care se numesc DESI, Digital Economy and Society Index. Dacă ne uităm la evoluția acestui indicator la nivel european, România a căzut puțin față de anul trecut, dacă e să zic așa, pe zona de interacțiune cu administrația, pe zona de interacțiune între mediul economic și administrația, nu zic locală, ci toată, suntem pe ultimul loc în Europa, în mod clar, nu avem nicio șansă să... Bulgarii, ne batem cu bulgarii la marea majoritate acum. Însă avem totuși ceva foarte important, care este în topul acestui indicator, este resursa umană pregătită în ITNC. Și acolo suntem destul de sus, necrezut de sus în topul acestui index măsurabil anual. Nu știu reflecția lui la nivel de Timișoara, poate că ar fi interesant la un moment dat să facem niște calcule, să vedem cum stăm comparativ cu alte orașe. Însă de ce merg în direcția asta? Pentru că de fapt ceea ce ne dorim cu toții este să creștem, să oamenii sunt, media de vârstă a angajaților Nokia România este în jur de 34 de ani. Oamenii își doresc să aibă activitate în zona de inovare, își doresc să aibă, să se distreze, evident, da? Adică absolut
toate elementele astea le regăsiți în ce a spus Val. Fan City, da, Timișoara Fan City, exact asta își dorește. Nu e doar Timișoara capitală culturală, ci sunt și celelalte elemente care vin. Am văzut succesul de ani, din ultimii ani de la, de la Flight Festival și ne dorim ca și anul ăsta să fie unul și mai mare. Anul trecut am avut un pic de ghinion că a plouat. Adică cu toții ne dorim să creștem, Nokia își dorește, am crescut în fiecare an cu peste 200-300 de oameni, însă acest lucru, deja bătălia pe resurse e atât de mare la nivelul orașului, la nivel local, încât trebuie să facem cu toții ceva, astfel încât să atragem oameni inteligenți înspre Timișoara, din diasporă, din țările din jur, chiar, nu știu, din alte zone, din județele din jur, din ce, luați-o cum vreți, pentru că avem nevoie de aceste resurse. Eu sunt optimist, să știți, și eu cred că implementarea acestei strategii, care e începută deja, cum spunea și Val, va avea o... niciodată nu se termină, evident, dar vom avea niște rezultate palpabile atât în 2023, cum spune Val, dar să zic, uitându-mă la cum, la evoluția fondurilor europene, eu zic undeva 2025-2026, unde banii respectivi se vor întoarce în economia locală. Vedem fondurile structurale, vedem Connected Europe Facility cu o grămadă de fonduri care vin pentru comunități inteligente, e Smart Communities, acolo o linie de finanțare foarte serioasă venit de la Comunitatea Europeană și cu toții vrem să punem umărul la crește brandul, că de fapt asta e până la urmă, a crește calitatea vieții și până la urmă de ce nu brandul Timișoara. Timișoara a fost și va rămâne unul dintre orașele de top ale României și ne dorim cu toții chestia asta. Nu contează dacă lucrăm în mediul economic, în administrație sau în universități sau suntem simpli cetățeni. Lumea se dezvoltă cu o viteză uimitoare și trebuie să ne implicăm cu toții în economia locală, cel puțin, dacă la cea națională poate nu avem șansa așa de simplu. Mulțumesc! Va juca o concluzie și de la dumneavoastră, domnule Mureșan, vis-a-vis de temele pe care le-am discutat astăzi. Concluzia mea este că această strategie este a orașului, nu a primăriei. Este cel mai important mesaj pe care îl vom da. Strategia va intra chiar zile următoare în dezbatere publică conform legislației românești pentru a fi adoptat ca un document oficial al Timișoarei, care iar este un mesaj foarte important. Și când am zis că este a orașului, practic trebuie să fie clar că primăria nu va livra această strategie singură, n-are nicio șansă, precum zicea Sabin, mica echipă din primărie care este capabilă să o articuleze, să zicem așa, și să o explice cuiva din afara primăriei, este ocupată deja și la maxim cu ceea ce trebuie să livreze în primărie. Strategia este foarte mult despre orașul nostru în afara primăriei, este despre cetățeni, firme, despre a-și găsi locul și, bineînțeles, nu înseamnă, precum am spus la început, că primăria e gata cu strategia asta absolvită de orice responsabilitate. Nu, dimpotrivă. Am făcut o glumă la o ultimă prezentare la Politehnica din Timișoara în fața Consiliului Director și am zis că, bineînțeles că am mulți prieteni, precum este și Sabin aici, din mediul de afaceri și am zis că sper că dacă bat la ușă să-mi deschideți ușa pentru că am nevoie de voi. Și răspunsul a fost foarte, foarte, să zic așa, smart. Unul dintre GM-ii din oraș a zis foarte frumos, Val, că te-ai gândit la noi și că vrei să vii să bați la ușă, dar să știi că și noi ne așteptăm când bătem noi la ușă, cineva de la primărie să ne deschidă ușa. Și da, ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem peste tot, trebuie să fim cu ușile deschise aici și să ne... colaborare, sigur. Exact, să ne ajutăm. Vă mulțumesc pentru această interesantă dezbatere, pentru ideile pe care le-ați spus aici. Eu cred că e un model de dezvoltare ceea ce am discutat astăzi aici și pentru alte orașe mai mici sau mai mari din România. Le mulțumesc încă o dată lui Valentin Mureșan, consilier al primarului municipiului Timișoara pentru Smart City și transformare digitală, și lui Sabin Totorean, County Manager Nokia România,
Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă spun, ca de obicei, rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!